Dacă în loc să începi o hartă din Overworld, ai începe din Nether. Crezi că ai putea scăpa cu viață de acolo? Ei bine, astăzi exact asta vreau să fac. Încep o lume de Minecraft din Nether și trebuie să completez 3 task-uri. Craftez o armură full de aur, fac un item din Netherite pentru care va trebui să intru într-un bastion și apoi să scap din Nether. Nu va fi prea ușor, dar nu ne mai lungim, vă urez vizionare plăcută! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Va fi foarte greu, însă mă descurc eu până la urmă, măcar am lemn fix lângă mine și hai în partea asta, mai dăm un bloc, gata, ca să fac rost de lemn, după îmi trebuie niște blackstone dacă găsesc prin apropiere. Nu văd niciun piglin pe aici, dar văd ceva în partea aia, Nether Fortress. Foarte aproape, super, m-aș băga în el, n-o să mint, dar îmi trebuie un scut înainte. Cred că acolo aș putea găsi ceva fier, dar nu contează asta momentan. Hai, 12 blocuri de lemn să fie primite și acum mai sus puțin, aici pare destul de safe ca să stau și să-mi craftez un alta. Deci, de început, un crafting table, după voi avea nevoie de niște bețe. Așa, cu grijă și cu atenție, dă-mi o sabie, în cel mai rău caz dacă mai apare ceva, și un târnăcop. Acum l-a căutat de piatră. Hai că e un Basal Delta aici lângă, vai, doi acolo, hai să-i las în pace. Și aici mai în față, da, am bazalt și blackstone, superb. Hai, dăm cât mai multe pentru a face un set full de unelte plus... eventual chiar niște furnace-uri. Îmi trebuie două la număr ca să craftez și un smoker după. Cred că jumătate de stack ar trebui să-mi ajungă și stând în partea asta le craftez pe toate. Începem în felul următor: sabie, târnăcop, o lopățică plus un topor și dacă se poate două furnace-uri. Gata, ajung astea, încă niște bețe pentru a le avea acolo și îți bine. Așa, dăm crafting table-ul, uneltele salut, alea de lemn n-am nevoie de ele și trebuie să ajung cumva până în partea aia. Dar înainte de a face asta am nevoie de niște gold pe care îl voi folosi pentru a crafta ceva armură, că n-aș intra fără armură în acel Nether Fortress. Un stack și 34 de bucăți ar trebui să-mi ajungă, 10 ingături, foarte bine, o căscuță, după care o pereche de buți. Astea două momentan să fie acolo și niște boluri. Pot crafta cu lemnul ăsta? Da, pot crafta câteva boluri. Bă bune, că te-ai spawnat fix aici, din toate locurile în care te puteai spawna, fix în partea asta. Ok, măcar mi-a dat un advancement. Și ia uite că sunt două fortress-uri, unul în partea aia, unul în partea cealaltă, deci depinde la care pot ajunge mai ușor, însă nu cred că voi ajunge dacă nu fac rost repede de mâncare. Ăsta e tot aurul pe care îl voi strânge momentan, cât s-o adunat. În total 17, super, chiar mă pot face deja full aur, deci unul dintre găuluri este completat și mai am nevoie acum de mâncare pentru că altfel nu le voi completa pe restul. Ce se vede în depărtare? Ciuperci roșioare? Hai, după ele pentru a face primul bol de supă. Iar în partea asta îs câte? Opa, multe, multe ciuperci roșii. Acum îmi mai trebuie doar câteva maro. Văzusem mai jos puțin, dar n-am cum să ajung acolo fără să iau o tonă de damage. Dacă îmi fac un pod până pe partea aia și după am să cobor, cred că e cel mai simplu. Dă prima și singura supă pe care o pot crafta, atât, și acum către zona aia. Astea maros aici, sper că nu-și dă seama, că-s și eu, ba da, și-o dat seama că-s și eu prin partea asta. Nu mai trage, bre, gata, am plecat, nu mai... Promit că nu mai stau pe aici, m-am dus. Scap de unul, dai de altul, pe bune. Pe bune, vă bateți joc de mine? Am scăpat de ghestul ăla și acum a apărut altul pe aici. Bun, hai că... Ok, o trecut pe lângă mine. Nu-mi place. De fapt, prin mine o trecut ăla. Dar hai că trec eu cumva prin partea asta și ajung
unde îi acel Nether Fortress. Mă arunc în Nether Fortress. N-o trage, bă, du-te vezi de treabă. Ce-i prin partea asta? Terrible Fortress. Foarte teribilă, fără scut și în spații așa închise, înguste. Nu-mi place deloc. Că dacă dau de un Wither, cam salut. Eu mă duc, nu mai stau la povești cu ei. Acolo văd un spawner. Opa, cufăr, super. Da, magma cube. Hai că te spargem pe tine. Până să spar cufărul. Aoleu, Wither. Am văzut Wither-ul acolo. Ce aici? Saddle. Aoleu, cele mai inutile lucruri. Ei, salut băieții. Salut, salut. Da, hai dați în partea asta. Închid și din coace. Acum eu zic că ne putem bate. Foarte simplu. I-am făcut pe băieți. Mi-o dat două oase. Parcă în ciudă mi le-o dat pe bune. Ce e pe aici? Nimic interesant. Aoleu. Aoleu, Blaze. Ăla e cel mai nașpa lucru care putea să fie pe aici. Totuși, mai sus puțin. În partea asta arată bine. Și te rog eu frumos, un cufăr, da, un cufăr. Plus nime pe lângă. 3 diamante și 3 bucăți de obsidian. Plus un flint and steel. Băi, o să am nevoie de astea. O să am nevoie de ele. Deci, diamantele alea îs extraordinare pentru un târnăcop. Și ce mai găsim pe aici? În zona asta mai multe cufere. Dar n-am ce face cu armurile de cal. Pă bune, chiar n-am ce face cu ele. Oh, prima bucată de fier în sfârșit. După nu știu câte cufere deschise. Chiar aș aprecia dacă ar număra cineva câte cufere am reușit să deschid. Nu neapărat până acum, pe tot parcursul videoclipului. Și hai să vedem exact cum se craftează scutul. Gata, am un scut, Doamne ajută. M-am dus la bătaie cu ăștia. Deci imens fortress-ul ăsta se întinde din partea aia până aici. Am înțeles, dar nu mai am treabă. Voi pleca și ar trebui să mă întorc de unde am venit. Hai mă, pe bune, fix în partea asta vii, dar ești nesimțit. Puteai să te duci în orice altă direcție și tu ai ales fix aici. Așa, gata, s-o dus. Dacă tot sunt lângă el, hai că iau ghestierul ăsta. Și din ce văd, în zona aia nu prea mă ajută deloc. Așa că mai e încă un Nether Fortress puțin mai în față, care pare să aibă o tonă de cufere. Pă bune că mă întâmpină un Blaze. Oricum, să vă povestesc puțin cum vă dați seama care Nether Fortress are Blaze Rod. Super, cobor imediat după el. Însă, care Nether Fortress are cufere și care nu are? Ăsta are pentru că sunt foarte multe zone acoperite unde se ascund și cuferele. Dacă e foarte deschis, fără acoperișuri, fără nimic, înseamnă că nu are niciun sens să intri prin el în căutare de cufere. Acum totuși, hai că am să cobor și ce se află pe aici? E cineva? Nu mă întâmpină nimeni. Foarte bine, aur, nether wart, sparg cufărul și am mers mai departe. Încă unul la colecție și niciun armor trim, ceea ce chiar mă miră. Uite, în partea asta e fier, mă bucură, dar zero armor trim-uri, ceea ce, cum am zis, e foarte ciudat. Ia uite, ce în partea asta? 2, aoleu, stai un pic, că-s 2. Am crezut că e numai 1, cu 1 m-aș fi bătut. Și care-i partea nașpa? Îs foarte mulți dăștia, zombified piglin, ceea ce nu mă ajută, că e foarte greu să mă bat cu oricine pe aici. Hai mă, hai să o dăm dacă ești șmecher. Nu mai ești șmecher, lasă că se rezolvă. Și dau cu toporul, ca nu cumva să fie AOE damage și ăștia să mă atace. Mai mult aur, ok, nether wart. Hai că fac rost de o tonă de aur pentru trade-uri cu piglinii, să-mi dea obsidian. Însă totuși aș vrea niște diamante, iar dacă se poate chiar câteva armor trim-uri de alea. Cred că am fost deja prin tot fortress-ul ăsta, așa că cel mai bine ar fi să dau o fugă în căutarea unui bastion. Iar în timp ce căutam un bastion, am mai dat de un fortress, așa că ăsta sper să aibă mai mult fier decât restul. Multe blaze-uri, un wither skeleton. Și în rest absolut nimic. Bă, n-aș pa așa, ce pot să zic? Dacă o iau prin zona asta, ajung undeva mai deschis sau... Uleu, s-a spawnat. Pa, băieții, eu m-am dus. Vreau să scap din biomul ăsta. Plin cu lavă, plin cu warped forest. Opa, stai așa, îmi place ce văd în partea aia. Dar cum ajung acolo?
În sfârșit am reușit, într-un biom mai decent și hot tourist. Asta da, oricum m-am plimbat ceva, că tot am ajuns în acest biom de World Forest, unde am și făcut advancementul hot tourist. Sunt foarte curios până la final câte advancementuri voi completa. Hai mă, serios, că fix în partea asta te-ai spawnat, deci fix aici s-o spawnat. Din toate locurile în care putea să se spawneze, aici a ajuns. Și pe bune că nu a intrat acel fireball în ea, ok, l-am rezolvat până la urmă, s-o dus. Și acum am văzut prin partea asta, ouleu, un gușter foarte mare și nu vreau să mă bat cu el. Atât, am văzut un Nether Fortress puțin mai în față, unde s-ar putea să găsesc, dacă am puțin noroc, niște armor trimuri plus ceva fier, eventual chiar diamante. Doamne ajută, vreau diamante. A, tu ești comitetul de întâmpinare ăla? Așa, voiam să fac și eu o schemă, dar nu mi-a ieșit. Am vrut să zic că el e comitetul de întâmpinare. Hai, dubla 2, să înțeleg că tu ești comitetul de întâmpinare, nu? Hai, gata, te rezolv acum și... Mamă, să bat piglinii cu Wither Skeleton? De când? Aoleo, Blaze-ul, prietene, trage și am plecat, pa! Hai cu fărule, zic că îmi dai ceva ca lumea. Deci, înăuntru se ascunde diamante cât de multe. Ok, s-o dus și șansa asta. A, e, mai jos puțin. Ceva cufere. Dar ar trebui să fie unul prin zona asta. Sau nu, nu o să fie niciunul. Ai bre, niște cufere pline cu diamante, dacă se poate. Nu cred că cer atât de mult. Sau măcar un armor trim, că ăsta e al treilea, dacă nu al patrulea Nether Fortress, și ar fi dubios să nu fie niciun armor trim prin ele. Din păcate, n-am găsit nimic în partea aceea a Nether Fortress-ului, dar poate găsesc în zona asta, ar mai fi maxim un cufăr acolo. Pe aici am fost, doar că n-am urcat scările. Ia zi bre, cufărul ăsta e cel norocos sau plec acasă fără nimic? 7 diamante, Doamne ajută! Deci, începem atunci în felul următor, cu o sabie de diamant, atât, un târnăcop și mai rămân 2 diamante, cu care nu o să fac mai nimic, așa că le păstrez acolo până mai dropează câteva. Astea au fost altele nus, am furat totul și m-am dus, sper că nu mă nimerește Blaze-ul ăla. Hai, pe viteză, să ajung mai în față și, aoleo, vai direct în aer. Stai așa că nu-i bine, ca să arăte puțin. Cine știe ce să ascunde pe aici, gata. Băi, direct în aer m-a luat. Vai, hai, niște lemn, atât. Suntem bine. Și prin copaci, cred că ar fi o idee bună. Aoleo, serios că ne batem? Hai, ne batem cumva. Aoleo, l-am prins. Nice, superb, i-am dat. Acolo mai e un fortress. Dar, din păcate, mie mai trebuie mâncare și nu văd ciuperci maro. Că roșii am 17 ciuperci roșii, dar, din păcate, din ce am văzut, astea se găsesc doar în biomul de Nether Wastes și n-am mai fost în unul de ceva timp. Cât o sunteți voi pe aici, ia să facem niște trade-uri, poate pregătesc obsidianul pentru portal și atunci mai rămâne un singur lucru, acel item de netherite, care nu va fi prea ușor de rezolvat, însă, ia uite, o bucată de obsidian, hai că suntem bine. Dacă mai îmi dai încă 6, am rezolvat, că n-am văzut până acum nicio ruină și nici nu cred că voi găsi prea repede. Plus, n-am văzut un bastion, ceea ce va fi destul de nașpa, dar câteva poțiuni de fire resistance n-ar strica nici ele. Din păcate, asta e tot ce am primit, 2 bucăți de obsidian și 18 spectral arrows din 15 gold ingot-uri. Da, să fie primit, mai bine decât nimic, fac dreapta și în căutare de mai multe cufere. Am blocat astea și ce zice, încă 2 diamante, superb, poi mi-aș putea face o pereche de buți în stilul ăsta. Dar până una alta aș vrea să mai găsesc câteva, pentru că nu știi niciodată când îți trebuie diamante și atunci să fie acolo eventual. Încă un cufăr, ce se ascunde, încă un diamant, super, 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 aoleu, am plecat băiatul, te descurci tu pe acolo
Mie îmi trebuie mâncare totuși. Lăsând diamantele la o parte, ar trebui să dau o tură până într-un Nether Waste după mai multe ciuperci și să am eventual un steak din fiecare, altfel nu cred că mă mai pot aventura așa pe aici. Hai că mai pot lua măcar niște cufere, superb, o bucăți de fier, lasă-mă bre în pace, în partea asta deja nu-i nimic, m-am uitat, o sabie, niște armuri, nu n-are sens. Opa, opa, bastion, fix când n-am mâncare. Măcar dacă salvez coordonatele, F3, F2 și bastion, și o bastion Nether Waste, pe undeva pe aproape. Ia uite-l, în zona aia, doar că trebuie să o colesc destul de mult. Însă, ce nu face omul pentru mâncare, vorba aia? Ia uite, am găsit 4, nu moare Blue de foame. Hai da, îmi trebuie supă, cât mai multă supă. Și după, direct în acel bastion, că mă așteaptă acolo, plin de loot, sper eu, exact cu ceea ce-mi trebuie, un netherite ingot și încă un netherite upgrade, atât. N-am nevoie de nimic mai mult, dacă le fac palea, sunt pregătit să mă duc direct în overworld, însă până un alta bagă supă, că altfel murim de foame. Aproape am ajuns la bastion și ce să vezi, mă întâmpină un gușter din ăsta. Ce ai făcut, bre? Ai început să te bați cu scheleți? Cum ai ajuns de acolo până aici? Mă rog, irelevant, aruncăm saddle-ul și vreau un topor de fier ca să fie ceva mai bun. Plus că tot am diamante, dăm niște buți de diamant, altceva nu-mi permit să-mi fac. Cover me with diamonds! Superb! Fierul ăla rămâne, eventual puțină ordine prin inventar, pot să alung guest tier-urile alea, nu mă ajută la nimic, glowstone dust-ul nici atât, nether wart-ul, aruncă-l acolo, căulul mai lasă-l un pic și voi folosi cea mai bună metodă în cazul în care n-ați auzit de ea până acum, se numește metoda cârtița, nu da bă, nu dacă nu-i bine. Ce înseamnă metoda cârtița? Înseamnă că voi săpa și văd eu pe unde dau de cufere. Nu văd nimic prin apropiere, primul cufăr, golden carrots, bun, mănânc și eu ceva mai ca lumea, văd că mă atacă băieții totuși, din advancement-ul ăla, că dacă îi lută chest, ok, lută chest, mă gândeam că dacă îi supăr deschizând un cufăr, opa, blocuri de aur, dă-le aici și mâncare plus săgeți, acum întrebarea îi, eu unde mai pun acel netherite dacă mi-l dă? Nu de alta, dar nu prea mai am spațiu. Hai, sărim pe aici. Văd un piglin acolo pe stânga, dar cufere mai puțin așa. Acolo în față oare? Sau jos de tot? Sub mine porcii, lasă-i în pace. Dacă facem parkour, n-ar trebui să am probleme. Și ia uite că cu tot parkourul era să mă prindă. Ok, retragerea puțin. Așa, am ieșit, fugi, fugi, atât, atât, m-a retras, trage ăla după mine, stai așa să nu vină și celălalt, hai mai în spate, ca să-i văd pe amândoi, hai bre, hai încoace, l-am bătut și mi-a dat un arc, superb, stai așa, mă dau eu mai în spate, ca să fiu sigur, mănânc aici și câte săgețeam, hai că suntem bine, jumătate de stec ar trebui să-mi ajungă. Am ajuns la cel de-al doilea cufăr și ce se ascunde înăuntru, săgeți să fie primite plus o lopată de diamant. Superb, acum cred că astea ar fi cele două chesturi de sus, hai mai jos puțin. Ei, salut prieteni, ce faceți? Bine sănătoși, pleacă bă de acolo. Cred că mi-am pus pe toți în cap. Mă rog, nu contează, încă un cufăr aici înainte să mă duc în jos. Ancient Debris și primul Armor Trim, superb. Da, aici gold-ul, ca să mai fac trade-uri cu guștirii aia în cazul în care am nevoie. Din păcate, astea au fost toate cuferele din acest bastion, așa că am să plec. Totuși, să nu-mi sară cineva în cap. Gata, aoleo, nu, 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 ai, 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 ce mi-o dat, o, mulțumesc, mulțumesc, dar fii atent, o schemă, eu acum am săgeți, așa, încă una, bă, nu fugi de mine, gata, s-o dus, aoleo, ce era, era să mă zboare, era să mă duc de toți banii, asta este acum, important e că am scăpat, aici deja făcusem de două,
Bun, mă duc încet și hai, după alt bastion, măcar am făcut rost de un armor trim și două ancient debris-uri, încă două bucăți, un smithing, un netherite upgrade și pot pleca de aici. Opa, ce se vede în depărtare, să fie încă un bastion oare? Sper totuși că de data asta e unul mai ca lumea, ok, s-a blocat acolo, dar sper să fie unul mai mare puțin, nu ca ultimul mega distrus, 2-3 cufere și alea micuțe. Dar văd că e foarte bun pentru manevra asta de cârtiță, deoarece îi băgat destul de mult în pământ. Dar până să ajung acolo mai durează puțin. Un lucru interesant, nu par să fie prea mulți piglini pe partea asta. Totuși să închid acolo în cazul în care vine cineva. Și văzusem un cufăr, dar e mai sus sau mai jos puțin. Atunci mă voi coborâ. Și cineva? Nu, nimeni pe aici, totuși cam claustrofobică treaba. Aoleo, brute, închide totul și mă duc prin perete, cel mai bine. Hai că am reușit până la urmă să ajung la cufărul ăsta, fier, mulțumesc, apreciez fierul, dar mie îmi trebuie netherite, nu fier, deci n-am nicio treabă, însă totuși cred că m-aș putea duce în zona aia. După care mai jos puțin sau stai așa, eventual pe aici, da, prin partea asta ar fi cel mai rapid. Hai mă pe bune, că fix acum ți-ai găsit? Super, am rezolvat cu bruta, hai mai jos, închidem drumul și pe dreapta la fel, în cazul în care vrea să vină cineva, nu vor putea, dar jos aici mă așteaptă brutele. Și va fi destul de greu cu ele, n-o să mint, mai ales în momentul în care le atac, mă vor ataca toți gușterii de pe aici, ceea ce nu va fi atât de ușor, dar hai că facem noi cumva, poate cu săgeți, cel mai simplu, dacă îi trag în continuu, da, așa ar merge, numai că prind ăștia săgeți, vreo 3-4 fiecare, ăla văd că o luat lava în plin. Și suntem bine, pe acolo nu pot veni, prin partea aia nici atât, că i-am blocat. Și ce se întâmplă? Mai e vreunul? Nu mai e niciunul prin părțile astea. Din ce pot observa, hai să închidem. Atât, ca să nu poată ajunge. Și pe cealaltă parte, la fel. Ah, ok, pe partea asta nu pot ajunge. Vreun piglin jos, niciun piglin. Și ce zi, aoleu, vin ăștia. Dar dacă mă cobor eu acolo, ce zice cufărul? Netherite upgrade, superb, și un măr de aur enchantat, plus o cască din asta, ia dăm căscuța, și mai trebuie, dacă se poate, niște netherite, oricât ar fi, mie îmi convine. Unde era cufărul celălalt? Bă, erau două cufere aici, stai așa, deci l-am deschis pe ăla și nu mai era un cufăr? Bă, nu, lasă-mă, stai un pic, pe bune? Păune, că ai singurul cufăr? Aoleu, și eu mai trebuie să fac rost de încă două bucăți. Hai că reușesc eu cumva. Până la urmă, voi ieși din partea asta și mă duc la minat netherite. Adică, n-am altcumva. Dacă nu mai e niciun bastion prin apropiere, de aici am deschis în mare toate acele cufere, pur și simplu trebuie să mă apuc de minat. Dar stai mă, pe unde ies? Nici pe aici, nu? Nu reușesc. Atunci mă duc în partea asta și tot trebuie să dau undeva de suprafață. N-are cum să... Oh, ok, salut! Ești un debris? Pă bune, cât noroc să ai! De fapt, neavând noroc prin alte părți, las că e bine că am dat de ăsta două bucăți, superb! Dă-le aici și atunci, numai bine, pot face totul fără probleme dacă închid, să nu vină cumva cineva. Așa, deci te arunc pe tine și am 4 bucăți. Tot ceea ce m-ar interesa ar fi un furnace. Da, avem furnace-ul și cărbune 4, gata, superb. Pregătesc locul de portal atunci. Mai trebuie doar să pun obsidianul în el. Gata, aoleo, hai, fix la ultima m-am prostit.
nu-i problemă, se rezolvă. Într-un final am terminat challenge-ul. Băi, a fost groaznic, am avut de venit vreo 20 de minute până la bastionul ăsta. Și dacă pur și simplu n-am găsit aici și am zis, domnule, bine, am făcut rost de Netherite upgrade, mă bag și minez, dar o dat norocul păstă mine. Oricum, dăm în partea asta 4 Netherite scrap, un Netherite ingot și acum ce să-mi upgradez eu? Hai buții, da? Fac buții de Netherite, însă pentru asta ar trebui să craftez aici un smithing table. Deci, în primul rând, buții de Netherite, așa, după care mi-aș pune acest armor trim. Dar întrebarea este să-l pun cu diamant pe buți sau să-l pun pe chest plate? Hai pe buți, da? Dacă tot i-am făcut de Netherite, să îmi pun armor trim pe ei și treaba-i treabă, pot merge liniștit în Overworld după ce mi-am făcut armură full de aur, iar pe lângă asta un item de Netherite. Bă, pe bune! Bă, bune că am ajuns într-o geodă! Nu cred cât noroc să ai! După ce am fost blocat 2 ore în Nether, într-un final am reușit să scap de acolo și culmea, am ajuns fix într-o geodă.